Salutare, prieteni! Cu voi este Madrid, bine v-am găsit la un nou episod. Am văzut că v-a plăcut testul de ieri și m-am hotărât să mai trecem astăzi un test psihologic foarte interesant, care se numește omuleții albi. Hai să începem! Cu toții vedem aici un copac și mulți, mulți omuleți albi. Cineva din ei se urcă în copac, cineva se leagănă pe crengi. N-am înțeles, ce spuneți? Nu vedeți omuleții? Nu vedeți niciun omuleț alb? Clar. Atunci hai să facem astfel. Hai să închidem cu toții ochii. Dar fiți sinceri, închidem ochii chiar acum și îi deschidem. Omuleții albi au apărut, ura! Acum privește la fiecare omuleț în parte, vezi fiecare ce face și alege în locul la care omuleț te vezi pe tine. Privește atent și spune numărul omulețului ales. Trebuie să alegi numai unul. Sper că fiecare și-a făcut deja alegerea. Dacă nu, apăsați pe pauză și mai gândiți-vă. Iar acum o să vă povestesc cum omulețul pe care l-ați ales vă caracterizează la momentul actual. Dacă ai ales omulețul cu numărul 1, asta spune despre tine că ești o persoană activă, căreia nu-i place să stea locului, mereu în căutarea ceva nou și interesant. Dacă alegerea ta a căzut pe numărul 2, 11, 12 sau 18, atunci ești o persoană foarte comunicabilă, care nu va refuza niciodată un prieten care are nevoie de ajutor. Omulețul cu numărul 4 înseamnă că ai o poziție și o viziune stabilă în viață, vrei să obții succes, dar fără a trece peste mari greutăți. Dacă ai ales numărul 3 sau 6, înseamnă că ești o persoană foarte ambițioasă, care nu are frică de greutăți și obstacole. Numărul 5. Ești obosit, slab și puterile tale sunt pe sfârșite. Omulețul sub numărul 7 și 19. Deja ai obținut un oarecare succes și ai cu ce te mândri. Acum ai nevoie de puțină odihnă pentru a prinde la putere și a porni spre cucerirea a noi ținte. Omulețul numărul 8. Îți place să te închizi în tine, să te gândești la visele tale și să fii puțin în lumea ta. Numărul 9. Ești o persoană veselă care iubește multă, multă distracție. Dacă ai ales numărul 10 sau 15, ești o persoană bine adaptată la viață și te afli într-o stare emoțională confortabilă. Numărul 13 sau 21, ești închis în sine, adesea supus la stresuri și nu ți este pe plac să povestești despre tine celor din jur. Omulețul cu numărul 14, posibil că acum ai parte de o criză interioară și ai impresia că cazi într-o prăpastie emoțională. Ai ales omulețul cu numărul 16? Te simți obosit de nevoia de a ajuta mereu pe cineva. Numărul 17. Ai nevoie de ajutorul și susținerea celor din jur. În companie ești gata să întorci munți, dar de unul singur acum ești capabil de puține. Și omulețul cu numărul 20 este ales de adevărații lideri. Vrei mereu să fii ascultat, dar rar când asculți de alții. Te consideri cel mai important și mereu corect în toate. Interesant, printre noi, ce fel de omuleți se întâlnesc mai des? Scrie în comentarii, tu ce număr ai ales? Deci, prieteni, acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați de like, share, subscribe dacă v-a plăcut. Eu vă urez o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Salutare, prieteni! Cu voi este Madrid, bine v-am găsit la un nou episod. Am văzut că v-a plăcut testul de ieri și m-am hotărât să mai trecem astăzi un test psihologic foarte interesant, care se numește omuleții albi. Hai să începem! Cu toții vedem aici un copac și mulți, mulți omuleți albi. Cineva din ei se urcă în copac, cineva se leagănă pe crengi. N-am înțeles, ce spuneți? Nu vedeți omuleți? Sper că fiecare și-a făcut deja alegerea. Dacă nu, apăsați pe pauză și mai gândiți-vă. Iar acum o să vă povestesc cum omulețul pe care l-ați ales vă caracterizează la momentul actual. Dacă ai ales omulețul cu numărul 1, asta spune despre tine că ești o persoană activă, căreia nu-i place să stea locului, mereu în căutarea ceva nou și interesant. Dacă alegerea ta a căzut pe numărul 2, 11, 12 sau 18, atunci ești o persoană... Nu vedeți niciun omuleț alb? Clar. Atunci hai să facem astfel. Hai să închidem cu toții ochii. Dar fiți sinceri, închidem ochii chiar acum. Și îi deschidem. Omuleții albi au apărut. Ura! Acum privește la fiecare omuleț în parte, vezi fiecare ce face și alege în locul la care omuleț te vezi pe tine. Privește atent și spune numărul omulețului ales. Trebuie să alegi numai unul.
persoană foarte comunicabilă, care nu va refuza niciodată un prieten care are nevoie de ajutor. Omulețul cu numărul 4 înseamnă că ai o poziție și o viziune stabilă în viață, vrei să obții succes, dar fără a trece peste mari greutăți. Dacă ai ales numărul 3 sau 6, înseamnă că ești o persoană foarte ambițioasă, care nu are frică de greutăți și obstacole. Numărul 5. Ești obosit, slab și puterile tale sunt pe sfârșite. Omulețul sub numărul 7 și 19. Deja ai obținut un oarecare succes și ai cu ce te mândri. Acum ai nevoie de puțină odihnă pentru a prinde la putere și a porni spre cucerirea noi ținte. Omulețul numărul 8. Îți place să te închizi în tine, să te gândești la visele tale și să fii puțin în lumea ta. Numărul 9. Ești o persoană veselă care iubește multă distracție. Dacă ai ales numărul 10 sau 15, ești o persoană bine adaptată la viață și te afli într-o stare emoțională confortabilă. Numărul 13 sau 21. Ești închis în sine, ai criză interioară și ai impresia că cazi într-o prăpastie emoțională. Ai ales omulețul cu numărul 16. Te simți obosit de nevoia de a ajuta mereu pe cineva. Numărul 17. Ai nevoie de ajutorul și susținerea celor din jur. În companie ești gata să întorci munți, dar de unul singur acum ești capabil de puține. Și omulețul cu numărul 20 este ales de adevărații lideri. Vrei mereu să fii ascultat, dar rar când asculți de alții. Te consideri cel mai important și mereu corect în toate. Interesant, printre noi, ce fel de omuleți se întâlnesc mai des? Scrie în comentarii, tu ce număr ai ales? Deci, prieteni, acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați de like, share, subscribe dacă v-a plăcut. Eu vă urez o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Salutare, prieteni! Cu voi este Madrid, bine v-am găsit la un nou episod. Am văzut că v-a plăcut testul de ieri și m-am hotărât să mai trecem astăzi un test psihologic foarte interesant, care se numește omuleții albi. Hai să începem! Cu toții vedem aici un copac și mulți omuleți albi. Cineva din ei se urcă în copac, cineva se leagănă pe crengi. N-am înțeles. Ce spuneți? Nu vedeți omuleți? Sper că fiecare și-a făcut deja alegerea. Dacă nu, apăsați pe pauză și mai gândiți-vă. Iar acum o să vă povestesc cum omulețul pe care l-ați ales vă caracterizează la momentul actual. Dacă ai ales omulețul cu numărul 1, asta spune despre tine că ești o persoană activă, căreia nu-i place să stea locului, mereu în căutarea ceva nou și interesant. Dacă alegerea ta a căzut pe numărul 2, 11, 12 sau 18, atunci ești o persoană... Nu vedeți niciun omuleț alb? Clar. Atunci hai să facem astfel. Hai să închidem cu toții ochii. Dar fiți sinceri, închidem ochii chiar acum. Și îi deschidem. Omuleții albi au apărut. Ura! Acum privește la fiecare omuleț în parte, vezi fiecare ce face și alege în locul la care omuleț te vezi pe tine. Privește atent și spune numărul omulețului ales. Trebuie să alegi numai unul. Persoană foarte comunicabilă, care nu va refuza niciodată un prieten care are nevoie de ajutor. Omulețul cu numărul 4 înseamnă că ai o poziție și o viziune stabilă în viață, vrei să obții succes, dar fără a trece peste mari greutăți. Dacă ai ales numărul 3 sau 6, înseamnă că ești o persoană foarte ambițioasă, care nu are frică de greutăți și obstacole. Numărul 5. Ești obosit, slab și puterile tale sunt pe sfârșite. Omulețul sub numărul 7 și 19. Deja ai obținut un oarecare succes și ai cu ce te mândri. Acum ai nevoie de puțină odihnă pentru a prinde la putere și a porni spre cuceri 11 sau 21. Ești închis în sine, adesea supus la stresuri și nu ți este pe plac să povestești despre tine celor din jur. Omulețul cu numărul 14. Posibil că acum ai parte de o criză interioară și ai impresia că cazi într-o prăpastie emoțională. Ai ales omulețul cu numărul 16. Te simți obosit de nevoia de a ajuta mereu pe cineva. Numărul 17. Ai nevoie de ajutorul și susținerea celor din jur. În companie ești gata să întorci munți, dar de unul singur acum ești capabil de puține. Și omulețul cu numărul 20 este ales de adevărații lideri. Vrei mereu să fii ascultat, dar rar când asculți de alții. Te consideri cel mai important și mereu corect în toate. Interesant, printre noi, ce fel de omuleți se întâlnesc mai des? Scrie în comentarii, tu ce număr ai ales? Deci, prieteni, acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați de like, share, subscribe dacă v-a plăcut. Eu vă urez o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
Salutare, prieteni! Cu voi este Madrid, bine v-am găsit la un nou episod. Am văzut că v-a plăcut testul de ieri și m-am hotărât să mai trecem astăzi un test psihologic foarte interesant, care se numește Omuleții Albi. Hai să începem! Cu toții vedem aici un copac și mulți, mulți omuleți albi. Cineva din ei se urcă în copac, cineva se leagănă pe crengi. N-am înțeles. Ce spuneți? Nu vedeți omuleți? Sper că fiecare și-a făcut deja alegerea. Dacă nu, apăsați pe pauză și mai gândiți-vă. Iar acum o să vă povestesc cum omulețul pe care l-ați ales vă caracterizează la momentul actual. Dacă ai ales omulețul cu numărul 1, asta spune despre tine că ești o persoană activă, căreia nu-i place să stea locului, mereu în căutarea ceva nou și interesant. Dacă alegerea ta a căzut pe numărul 2, 11, 12 sau 18, atunci ești o persoană nu vedeți niciun omuleț alb? Clar. Atunci hai să facem astfel. Hai să închidem cu toții ochii, dar fiți sinceri, închidem ochii chiar acum. Și îi deschidem. Omuleții albi au apărut. Ura! Acum privește la fiecare omuleț în parte, vezi fiecare ce face și alege în locul la care omuleț te vezi pe tine. Privește atent și spune numărul omulețului ales. Trebuie să alegi numai unul. Persoană foarte comunicabilă, care nu va refuza niciodată un prieten care are nevoie de ajutor. Omulețul cu numărul 4 înseamnă că ai o poziție și o viziune stabilă în viață. Vrei să obții succes, dar fără a trece peste mari greutăți. Dacă ai ales numărul 3 sau 6, înseamnă că ești o persoană foarte ambițioasă, care nu are frică de greutăți și obstacole. Numărul 5. Ești obosit, slab și puterile tale.